Cântăreața de muzică populară, Lorena, trece prin multe peripeții când vine vorba de condus. Ei, bine, acum se mai întâmplă așa câte un incident, să zic. Ce-ai pățit? Să spun, să nu spun! Bune, spune acum! Am șifonat puțin mașina. Artista și-a lovit mașina de zeci de mii de euro chiar la mall. Am mașina în service. La tine ce? Anul și mașina. Ori suntem în America și nu știu ce se întâmplă cu mașina. Ori ne luăm mașină nouă și se răstoarnă. Acum ce ai mai făcut? Acum am o mașină nouă, dar închiriată. Pentru că a mea e în service. Am fost și eu la mall să fac shopping și ce crezi? Am făcut o parcare frumos cu fața. Eu știu să parchez doar cu spatele. Și să parchez cu fața? Nu prea mi-e. Wow, de cât timp ai permisul? Nu se poate. Oh, am permisul de mulți ani, nici nu mai zic. Dar nu prea îmi iese cu fața. Trebuie să parchez cu spatele de fiecare dată. Așa că am parcat cu fața, m-am încăpățânat și ce crezi? Am luat și eu un stâlpișor așa, mai mult. Și am bușit-o, am șifonat-o. Și ca să scape de ghinion, artista vrea să-și cumpere o altă mașină. Dar pentru asta am să-mi cumpăr o altă mașină. În curând vreau să-mi cumpăr, pentru că mașina pentru mine nu este un lux, este o necesitate, dar totuși trebuie să arate și bine. De exemplu, dacă vin la un eveniment și mă îmbrac într-o rochie așa mai vaporoasă, suculentă, așa că trebuie să arate bine și mașinuța, nu? Nu vreau să te întreb care e nota de plată la service, că... Oh, nu, mă doare capul. Lăsați, începem cântările, de fapt am început cântările și e bine.